Kiev, forțele rusești au intrat în cartierul Obolon, acolo unde se aud salve de artilerie. Focuri de mitraliere se aud însă și într-un alt cartier aflat la doar 10 km de centrul capitalei Kiev, spun martorii, așadar foarte aproape. Este și motivul pentru care ați văzut ucrainenii se adăpostesc acum pe unde pot, în stațiile de metrou, devenite buncăre improvizate sau în alte locuri speciale. Cristi Popovici, trimisul special al Antenei 3 în Ucraina, se află în continuare la Kiev și vine cu ultimele informații de acolo. Cristi, care este situația acum la voi? Mai devreme a fost nevoie să intrați și voi în subteran din cauza a ceea ce se întâmpla la suprafață. Acum unde vă aflați? Suntem în partea de sud a orașului, la aproximativ 20-25 de kilometri de locul unde sunt luptele urbane, unde e războiul urban în nord, acolo unde rebeli proruși și forțe rusești luptă și încearcă să cucerească partea de nord a orașului. Sunt întâmpinați de poliția ucraineană, de armata ucraineană, se duc luptă pe viață și pe moarte. Sunt peste 60 de morți și 167 de răniți înregistrați în ultimele 24 de ore în rândul armatei ucrainene, atât în Kiev cât și în celelalte mari orașe, iar un alt bilanț spune că ar fi și în jur de 800 de ruși care au decedat în aceste prime două zile de conflict, cu 7 avioane, 6 elicoptere și peste 30 de tancuri și 130 de mijloace tehnice blindate capturate sau distruse de armata ucraineană. Acestea sunt bilanțurile din partea autorităților ucraineane. Bineînțeles că pe partea cealaltă rușii au alte bilanțuri care indică o victorie a lor. Sunt multe informații distorsionate de partea rusească și am văzut lucrul acesta chiar astăzi, în momentul în care am ajuns la vreo 3 km de locul unde ne aflăm noi, locul unde a căzut un obuz lângă acest bloc și l-a distrus în totalitate. În locul acela am văzut un avion care a căzut în urma unei lupte aeriene purtate azi noapte deasupra Kievului și am văzut pe acel avion un însemn al unei brigăzi ucrainiene, 181, detașamentul 181 al armatei ucrainiene, doar că pe fuselajul navei erau caractere rusești, sunt diferiți, scrisul rusesc de cel ucrainean este diferit, iar localnicii, oameni de acolo au putut să vadă că de fapt acela ar fi un avion rusesc cu însemne ucrainiene, tocmai pentru ca bilanțul să indice mai multe victime, mai multe avioane dobute de partea Ucrainei și nu a Rusiei. Este un război informațional care se duce în paralel cu cel pe care îl vedem noi în fiecare oră aici în Ucraina, un război menit să înspăimânte lumea, să-i facă pe ucrainieni, pe civil, să nu mai acorde suport armatei și autorităților, să fugă, să se ascundă în subteran, în stațiile de metrou, pentru ca rușii să vină mai rapid și să cucerească Kievul. Deocamdată armata Ucrainei rezistă la granițe, rezistă în partea de nord a Ucrainei, însă cu greu, sunt depășiți supranumeric. Armata rusească este mult mai numeroasă, sunt mult mai bine dotați, au mult mai multe tancuri, avioane și alte transportoare blindate, așa că este o chestiune de zile, poate până când cotropitorul, invadatorul, cum îi numesc ucrainienii pe ruși, va ajunge și va pune stăpânire pe Kiev și pe celelalte mari orașe ale țării. Vreau să te întreb legat de ceea ce vedem noi în momentul acesta. Sunt oameni pe care i-am văzut în spatele tău, în această clădire distrusă. Sunt ucrainenii care s-au întors să-și mai ia ce se mai poate din casele distruse? Sunt oameni, da, care s-au întors și încearcă să mai recupereze ce s-ar mai putea recupera. Vă dați seama, dimineața la 4:30 oamenii dormeau și dintr-o dată o explozie extraordinar de puternică a distrus acest bloc. 150 de familii evacuate, 8 persoane rănite foarte grav au fost transportate la spital. Acum cei care au supraviețuit s-au întors și încearcă să mai recupereze, dacă mai e ceva de recuperat, pentru că mai apoi să plece. Sunt foarte mulți oameni care mi-au spus că mai stau o zi, două, văd cum escaladează violențele și apoi vor fugi, care încotro, spre granițe, spuneau foarte mulți. Ați văzut-o pe domnișoara un pic mai devreme de la metrou, mi-a zis că stă două zile la metrou și apoi va merge către graniță și de acolo unde va găsi adăpost într-o țară europeană. Poate în Republica Moldova, chiar dacă nu este în Uniunea Europeană, dar este mai aproape de Europa, România, Polonia și așa mai departe. Imaginile dezastrului în spatele tău, Cristi, îți mulțumesc foarte mult pentru această corespondență în direct de acolo, de la Kiev. Breaking news acum.